Bună ziua, oameni buni! Astăzi vă prezint candela din lemn cu icoana Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul românilor de pretutinderi. Această candelă a Sfântului Andrei este realizată din lemn lăcuit de culoare maro închis. Candela poate fi așezată pe masă sau pe perete. Icoana este protejată cu un gemuleț, iar paharul candelei este de 100 de mililitri. Sfântul Apostol Andrei este sărbătorit de creștinii ortodoxi pe data de 30 noiembrie. Numele de Andreas provine din greaca veche și înseamnă viteaz sau bărbătesc. Evanghelia după Ioan menționează că Andrei a fost mai întâi ucenicul lui Ioan Botezătorul, care l-ar fi îndemnat să-l urmeze pe Isus. Auzindu-l pe Ioan Botezătorul spunând despre Isus: „Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii”, Ioan 1 cu 29, Andrei a urmat lui Isus, devenind astfel primul apostol. De aici provine caracterizarea lui Andrei ca fiind cel dintâi chemat. Conform aceleiași evanghelii, Andrei l-ar fi adus pe fratele său Simon Petru la Isus, spunându-i că l-a găsit pe Mesia. Cei doi frați, Petru și Andrei, erau de origine din Betsaida, localitatea situată pe malul lacului Genezaret, și erau de profesie pescari. Chemarea lui Andrei la apostolie este relatată de Sfântul Evanghelist Matei prin cuvintele: „Pe când Iisus umbla pe lângă Marea Galilei, a văzut doi frați, pe Simon, care se numește Petru, și pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreje în mare, căci erau pescari, și le-a zis: „Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni”. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers după el. Sfântul Apostol Andrei a încreștinat popoarele din zona Traciei și a Macedoniei, a mers în ținuturile din jurul Mării Negre până la Dunăre și Sciția, adică Dobrogea noastră, ajungând până în Crimea și sudul Rusiei. În Dacia a rămas o vreme în zona Dobrogei, într-o peșteră situată aproape de comuna Ion Corvin din județul Constanța, unde este acum mănăstirea Sfântului Apostol Andrei. Puțină lume știe însă că Marele Apostol al lui Hristos a pătruns adânc în teritoriul dacic, fiind condus de un lup alb, conform legendelor, și a poposit în trei centre de putere ale credinței zamolxiene, numite și Triunghiul de Aur al credinței pusnicilor daci, de unde a răspândit prin puterea Duhului Sfânt cuvântul Evangheliei la tot poporul getodac, creștinismul potrivindu-se ca o mănușă peste vechea credință a dacilor. Din acest motiv, Sfântul Andrei mai este numit și Apostolul Lupilor. Aceste trei locuri sunt: Mănăstirea Cetățuia, situată în comuna Cetățeni, județul Argeș, mănăstirea fiind pe un vârf abrupt de munte; Mănăstirea Corbii de Piatră, situată în satul Jgheaburi, comuna Corbi, tot în județul Argeș. Lăcașul Sfânt a fost săpat din vremuri imemoriale în peretele abrupt al unei mari strânci verticale; Mănăstirea Nămăiești, situată în satul Nămăiești, comuna Valea Mare Pravăț, județul Argeș. Viața de mănăstire începe aici cu descoperirea în peștera săpată în stâncă, încă din antichitate, a icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, despre care se crede că a fost pictată de chiar Sfântul Apostol Luca. Este posibil că această icoană a Maicii Domnului să fi fost adusă aici chiar de Sfântul Apostol Andrei. Aceste trei locuri sfinte formează între ele un triunghi echilateral cu latura de 20 de kilometri, de unde și denumirea de Triunghiul de Aur al creștinismului antic românesc. În prezent, în aceste trei locuri sunt mănăstiri, dar acum 2000 de ani, când Apostolul lui Hristos ajungea pe aceste meleaguri, acestea erau temple ale marilor preoți sacerdoți getodaci. Este o mare minune cum a reușit să ajungă în aceste locuri, dat fiind că tot teritoriul Daciei era o imensă pădure deasă, plină de primejdii, iar iernile de atunci erau mult mai aspre și mai lungi. Nu existau drumuri și indicatoare ca în prezent. Doar Dumnezeu i-a purtat pașii, știind exact unde trebuie să fie pentru a încreștina tot poporul getodac. Sfântul Apostol Andrei a plecat de la noi spre sud, trecând prin Tracia, a ajuns în Bizanț, viitorul Constantinopol, iar de aici a trecut prin Macedonia și Tesalia, ajungând până în orașul Patras, lângă Corint, în Grecia de astăzi. Acolo a suferit moarte martirică,
fiind răstignit cu capul în jos pe o cruce în formă de X, numită până azi Crucea Sfântului Andrei. Ce este de remarcat este faptul că a cerut călăilor să îl răstignească cu capul în jos, neștiind că și fratele lui, Sfântul Apostol Petru, a cerut să fie crucificat la fel cu capul în jos, doar că pe o cruce răsturnată. Cei doi frați, considerându-se nevrednici să pătimească la fel ca Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Moaștele sale au fost mutate în anul 357 din Patras la Constantinopol, iar mai târziu, în aprilie 1462, moaștele Sfântului Apostol Andrei au fost duse în Italia și așezate în catedrala din Amalfi, în timpul papei Pius al II-lea. Capul său a fost restituit bisericii ortodoxe grecești, fiind așezat în cadrul unei mari festivități religioase, în catedrala cu hramul Sfântul Apostol Andrei din orașul Patras. Tot aici se găsește și o bucată din lemnul crucii în formă de X pe care a fost răstignit. În România, la mănăstirea Sfântul Apostol Andrei, de lângă comuna Ion Corvin din județul Constanța, se găsește o bucată din degetul Sfântului Apostol Andrei. Sfântul Apostol Andrei se mai bucură de o cinste deosebită în biserica rusă, greacă și română, datorită faptului că a predicat în teritoriile care aparțin azi Rusiei, Greciei și României. Biserica Ortodoxă Română îl cinstește foarte mult. Data de 30 noiembrie este trecută în calendarul ortodox cu litere roșii ca o adevărată sărbătoare a creștinismului românesc. Sfântul Apostol Andrei este cel dintâi propovăduitor al Evangheliei pe teritoriul nostru, este apostolul neamului nostru, al ortodoxiei românești. Creștinismul românesc este de origine apostolică. Sărbătoarea este premergătoare zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a Unității Românilor de Pretutindeni. Sfântul Apostol Andrei este apostolul lupilor. Candela cu Sfântul Apostol Andrei are 18 cm înălțime, este lată de 10 cm, iar talpa măsoară 10 cm în lungime. Dacă doriți o candelă cu Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul românilor, aveți un link mai jos în descrierea videoclipului de unde puteți comanda. Vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată!